Se cuvine a săvârși fapta bună pe ascuns și a nu o vădi. Povestita ava Iosif pe Lusiotul. Când cedeam în Sinai, era acolo un frate, cu totul nevoitor și frumos la chip, și venea la pravile purtând pe deasupra o haină veche și peticită. Deci eu, văzându-l pe el de-a pururi venind așa la pravile, i-am zis: frate, nu vezi pe frați venind la pravile ca îngerii lui Dumnezeu? Dar tu pentru ce vii totdeauna îmbrăcat așa? Iar el a zis: iartă-mă, Ava, dar nu am altă haină. Și luându-l pe dânsul în chilia mea, i-am dat rasa mea și altele și tot ce-i trebuia. Și se purta de acum ca și ceilalți frați și îl puteai vedea pe el ca pe un înger. Iar odată a trebuit ca părinții să trimită 10 frați la împărat pentru o oarecare nevoie. Și l-au rânduit și pe el împreună cu cei trimiși, iar el, după ce a înțeles aceasta, a pus metanie părinților zicând: pentru Domnul, iertați-mă pe mine, că eu sunt robul unuia dintre cei mari de acolo, și de mă va cunoaște cineva, mă va dezbrăca de călugărie și mă va trage iarăși ai sluji lui. Deci părinții, auzind aceasta, l-au lăsat pe el, iar mai pe urmă au aflat de la cineva care îl cunoștea bine pe el de când era în lume că el fusese mai marele judecătorilor și, ca să nu fie cunoscut și să aibă supărare de la oameni, a pus acum pricina aceasta. Iată, așa fugeau părinții de mărirea și de odihna lumii acesteia. Minune a Sfântului Foca. Spunea un credincios din Pont că Zinon cel tare a fost prins de dușmani pe vremea lui Masalmia, care l-au legat în lanțuri cu mâinile la spate. Deci, zăcând la pământ, Zinon s-a rugat zicând: Sfinte mucenice Foca, miluiește-mă și mă izbăvește de primejdia aceasta și de legături. Și de mâhnire îndată a adormit și a văzut pe Sfântul Foca atingându-se de el și zicându-i: te iartă pe tine, Iisus Hristos. Apoi, îndată deșteptându-se, s-a aflat dezlegat de legăturile de fier și a scăpat nevătămat. Și ducându-se la casa sa, a prăznuit minunea Sfântului Foca. Și încă și acum Sfântul Foca are dar de la Dumnezeu să apere pe toți cei care îl cheamă pe el cu credință întru ispite și în primejdii, pe pământ și pe mare, că proslăvește Hristos Dumnezeul nostru pe cei ce-l proslăvesc pe el.